găsit, dragi telespectatori, o nouă întâlnire, zic eu, istorică, alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, vă mulțumesc! Am să îmi permit, domnule profesor, să dau puțin din casă, în sensul că acum câteva zile m-a sunat domnul profesor, ca de obicei, când ne parvine și triada edițiilor, de această dată vedeți triada istorie, Germania, Europa, domnia sa ne-a dezvăluit un lucru, așa cum am înțeles eu, absolut istoric vis-a-vis de o publicație prestigioasă din Germania, Der Spiegel, unde a apărut un material, și revin din nou și din nou spun istoric, despre ce este vorba, domnule ministru? Sigur, Germania urcă din nou în centrul vieții politice mondiale. Astăzi ne propunem să lămurim câteva lucruri legat de acest aspect, cum să spun, relativ nou în istoria recentă. Într-adevăr, plecăm de la articolul Nicio politică fără istorie, publicat în Der Spiegel, prestigioasa publicație germană, de către actualul ministru de externe, Maas, și cel mai proeminent istoric la această oră pe scena Germaniei, ca de obicei este și un fel de consultant al politicii externe germane, Andreas Wirsching, despre care noi am mai discutat. Ei au publicat un articol ocazionat de împlinirea 75 de ani de la încheierea războiului, în 8 mai 1945, cu capitularea necondiționată a Germaniei. Sigur, articolul a fost publicat cu această ocazie, dar este un articol neobișnuit. De ce? Schimbă multe, mai mult decât accente, schimbă multe lucruri, aș spune, în privința înțelegerii războiului mondial. Ce se întâmplă? Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ce s-a petrecut în războiul mondial și ceea ce a fost culminația războiul în materie de criminalitate, holocaustul evreilor. Sigur, aceste lucruri au rămas în conștiințe, chiar dacă, sigur, anii au trecut, deceniile au trecut, persoanele de pe scena politică sunt altele. Acum, să intru direct, articolul acesta al ministrului de externe al Germaniei, repet, și al principalului istoric al Germaniei actuale, dă un accent, mai mult decât accent, nou. Propoziția cu care el începe foarte abrupt, este, o și citez imediat, singură Germania a declanșat cu atacul asupra Poloniei al doilea război mondial și singură ea este responsabilă de Holocaustul evreilor. Ei bine, sigur, șochează. E un fel de autodenunț pe undeva, nu? Sau cum putem să-l interpretăm? Nu e chiar așa, tocmai aici, că eu am vrut să aduc în atenție că nu e ceva neobișnuit pe de o parte în abordarea mai clară a războiului. Acum trebuie spus, istoriografia germană e una foarte solidă. Eu, ca și filozof contemporanist, zic așa, ca om preocupat de filozofia contemporană, am studiat-o. Este probabil una din cele, este cu siguranță una din cele mai calificate din lume, alături de cea americană, cea englezească, la această oră ei fac istorie foarte puternică. E bine, ca să lărgim puțin discuția, se știe care a fost dezonământul de la Nuremberg, de la proces. Procesul de la Nuremberg a stabilit că în Germania a apărut un grup cu tendințe criminale, condus de Hitler și așa mai departe, care a preluat puterea și care a angajat Germania și apoi Europa și apoi întreaga lume în război. Sigur, aceasta este teza Nuremberg, cum se numește. Sigur, între timp au avut loc discuții. Evoc aici două luări de poziție de mare calibru în Germania. Au fost mai multe, dar acestea sunt, mi se par mie, vârfurile. Sigur, e luarea de poziție a celor implicați, a marilor intelectuali implicați, pentru că trebuie spus, de partea nazismului au fost și câțiva intelectuali germani de vârf, Heidegger, a fost Carl Schmitt, a fost Ernst Jünger, ei au fost și în mișcare și după aceea au fost critici ai mișcării. Deci e un dosar complicat. Oricum, suntem acum în 2020 la al șaselea volum, chiar ieri l-am primit în Germania, volumul al șaselea al Caietelor negre ale lui Heidegger. Sunt 3.000 de pagini unde se discută inclusiv istoria contemporană cu optica acestor oameni.
este optica, mai ales în cazul lui Heidegger, dar nu numai a lui, și chiar și a lui Ernst Jünger, cine știe literatura, optica soldatului de pe frontul Primului Război Mondial, soldatului german, se înțelege, care trăiește înfrângerea, trăiește Versailles cu problemele Versailles-ului, trăiește recrudescența, trăiește afirmarea pe scena a nazismului, trăiește apoi preluarea puterii totale de către Hitler, mai departe trăiește incursiunile, să spunem așa, războaiele declanșate de Hitler și în vest și în est, trăiește înfrângerea, trăiește capitularea, trăiește diviziunea Germaniei. Deci această optică, e sigur, teza aici era foarte netă a lui Heidegger și în mod interesant o regăsesc la mulți istorici de astăzi, chiar dacă Heidegger probabil că prin discuție a distribuit-o, pentru că textul lui apare după 2014, aceste 3000 de pagini de până la această oră au apărut după 2014. Ei bine, Heidegger a spus simplu, da, Hitler a putut, îl citez, îngrozie Europa cu ceea ce a făcut, dar trebuie spus că forțele care au fost în acel câmp din care el a rezultat erau mai multe și el cerea o anumită pluralizare, o recunoaștere a pluralității forțelor. Era clar că aici se voia, Heidegger voia clar, să spună că situația era mai complicată decât s-a spus. Revenind un pic, domnule profesor, la acest material apărut în Der Spiegel, se știa despre apariția cândva acestui articol semnat de cei doi sau a apărut ca o, hai să zic, ca o bombă de presă? Era greu de anticipat când apare, dar opinia era formată în Germania. Ce se întâmplă? A fost o controversă a istoricilor germani, care vine din 84 încoace, din 80 mai exact spus, vine de la o carte a unui istoric foarte mare, Hilgruber, care a tratat războiul din punct de vedere al soldatului retragere din Rusia sovietică pe care se voia ocupată, pe care voiau să o ocupe naziștii. Acest optic a declanșat o întreagă discuție. Ei bine, au fost reacții la această optică. Acolo, de fapt, două idei erau într-o carte a lui Hilgruber din 1980. Sper că mă amintesc exact anul. Era ideea după care Anglia e vinovată de declanșarea războiului și a doua ideea după care Holocaustul a ținut de aplicarea unei politici rasiale și nu ar fi o singularitate istorică. În istorie, spune el, s-au mai întâmplat astfel de aplicări criminale ale doctrinei naziste, doctrinei rasiste, scuzați-mă. Ei bine, au fost multe reacții la această carte, reacții din partea celor mai mari istorici germani. Păcat că la noi se traduce puțin din acest sector, deși istoriografia germană e una din, cum spuneam, din cele mai puternice. Sigur, Martin Brozat a reacționat, au reacționat Kocka, au reacționat Christian Mayer, au reacționat încă o dată toți istoricii de primă mână din Germania. Ei au spus simplu, nu putem să trecem cu vederea faptul că de aici a plecat războiul, că de aici, odată cu Hitler, a început antisemitismul care a dus la Auschwitz, care a dus la crimele cunoscute și pe care, sigur, Nürnbergul le-a judecat. Deci, această argumentare era pe scenă. Ceea ce este nou este faptul că ea e foarte fermă astăzi cu declarația Maas-Wirsching. Ea spune încă o dată clar, singură Germania a declanșat războiul și a provocat Holocaustul. Acum, sigur, ei se referă la date foarte precise, trebuie spus. Vedeți, e o discuție. Nu cumva războiul a început cu mulți actori, nu cumva mulți învinovați. Aici se ia exact faptul care a declanșat războiul, și anume intrarea trupelor Wehrmachtului în Polonia. Că au fost și alți actori după aceea în război, că și alții au vinovăție. Aceasta e o altă discuție, dar aici se fixează doar acest moment, declanșarea războiului, și să notăm, războiul la început a fost un război între Germania pe de o parte, Polonia pe de altă parte, iar Polonia asistată, știm bine, de Anglia și Franța.
După aceea războiul a cuprins și alți actori și mai ales după ce, sigur, Hitler a dispus atacarea Uniunii Sovietice. Atunci, sigur, efectivul de actori implicați devine foarte larg. Aceste clarificări ale celor doi deranjează, vor deranja pe cineva? Cum vedeți? Deocamdată, reacția este din următorul unghi. Se știe bine că anul trecut Parlamentul Europei a votat o rezoluție în care a considerat că pactul Molotov-Ribbentrop e la originea conflagrației. Maas și Birsching, deci exponenții germani actuali, foarte responsabili, spun, domnule, punctul de plecare războiului a fost acesta, atacarea Poloniei de către trupele germane, invadarea Poloniei, de fapt, antisemitismul maladiv al lui Hitler. După aceea, sigur, sunt și alții. Deci aici apare o discuție, a doua discuție. În Polonia am citit unii istorici polonezi care până la această oră s-au exprimat. Ei spun așa, da, așa a fost, dar mai sunt și alți vinovați. Acum, să spunem clar, textul din Der Spiegel nu spune toți, nu face lista vinovaților. Adică nu se știe cine mai apare pe acea listă. Nu, el spune doar că singura Germania e vinovată, în sensul că de acolo s-a declanșat. Deci Germania își asumă matur, absolut matur, eu spun din nou, textul este de un profesionalism și de o clară viziune și de o inteligență, aș spune, istorică, greu de egalat. Sigur, deci Germania își asumă că de la ea a plecat. Acum, sigur, trebuie să adăugăm pentru a face tabloul complet că între timp a avut loc, sau se manifestă, mai bine zis, un anumit revizionism istoric. Acest revizionism nu e un produs german. Nu e produs de istoriografia germană în niciun caz. Un istoric american, de pildă Dogan, deja în anii 60, a lansat ideea că, de fapt, războiul mondial a plecat din acțiunile ministrului de externe britan de la acea oră, Lordul Halifax. Mai departe, istoricul american, Taylor, vorbește de o interacțiune a forțelor, de un câmp foarte complicat de forțe care a dus la decizia de războiului. El și pune incursiunea în URSS a lui Hitler ca fiind războiul din URSS, ca fiind de fapt o încercare disperată de a face ca nu cumva Rusia să se alieze cu Anglia. E o interpretare, sigur, e discutabilă, a fost respinsă imediat. Și sigur este apoi David Irving care a făcut furor cu această idee că de fapt Führerul n-a știut de Holocaust, n-a știut de omorârea evreilor și că toată răspunderea revine lui Himmler. Deci sunt revizionismul istoric, era propus de mulți alții. În Germania el a fost respins, însă trebuie spus, dar cu istorici precum a fost Ernst Nolte, cum a fost Hildebrand, revizionismul într-un anumit sens a fost luat în atenție, nu în brațe, în atenție, cu ideea aceasta, heideggeriană, după părerea mea, că trebuie văzut întreg câmpul de forțe. Nici declarația aceasta, Maas-Birsching, pe care discutăm, nu ignoră acest fapt, dar încă o dată, el spune, domnilor, să plecăm de la observația simplă, că atunci s-a declanșat războiul. Că după aceea războiul s-a complicat, a cuprins forțe și forțe noi, e o realitate. Domnule profesor, dumneavoastră personal v-ați fi așteptat cândva, cumva, la un astfel de material ca să apară? Sincer, mă așteptam. De ce? Trebuie să mărturisesc. Am citit cele 3000 de pagini din Caietele Negre. Da, asta știm. Și mă gândeam că vine reacția. Reacția a venit. Deci am spus pe traseu, Heidegger a pus problema într-un fel, aici sigur e clar, pe de o parte Germania are un punct de vedere mult mai complex decât cel al lui Heidegger, evident, acum Heidegger a murit în 76. Pe de altă parte, părerea mea este și alta, văzând ce se mai spune în această declarație, care nu e lungă, dar se spune, sigur, se afirmă categoric opțiunea Germaniei pentru, termenii sunt ai declarației, Europa Unită, pentru drepturile omului cu ancorare în demnitatea umană, pentru că la noi e o chestiune de drept care nu se înțelege încă.
drepturile omului nu sunt o declarație, cum să zic, superficială, care stă în aer. Fără fond. Un simplu act de voință. Drepturile sunt concretizarea demnității umane. Și Constituția Germaniei, actuală, Grundgesetz, că așa se numește, și Constituția Americii, dacă vrem, și cea a Franței, toate trimit la această fundamentare. Dar e bine că se evocă din nou. Mai departe, sigur, Germania respinge o viață internațională haotică. Consideră că viața internațională trebuie să fie bazată pe reguli. Și, în sfârșit, Germania respinge căutarea din nou a ceea ce s-a numit pentru Hitler și generația de politicieni care a decis atunci în Germania, calea specială a Germaniei. Și de bine, clerismul a fost posibil și pentru că s-a creat un curent amplu care voia să se placeze între bolșevismul din răsărit și americanismul din vest. Ori această cale s-a dovedit funestă. Vă așteptați, domnule Misu, și la o reacție la reacție după acest material semnat de cei doi? Va declanșa un val sau se va opri aici? Valul nu cred. Declarația este absolut rezonabilă. N-ai cum să obiectezi la ea. Ea așează mai complex însă poziția Germaniei și acum adaug imediat, acum trebuie să vedem puțin lucrurile și în perspectivă. Germania, de la ministrul de externe Willy Brandt, care a fost, înainte de a fi cancelar, a fost ministrul de externe. El a negociat și la București Corneliu Mănescu, lucruri importante și pentru România și pentru Germania de atunci. România fiind prima țară care a recunoscut RFG-ul, Republica Federală Germania de atunci. Vin mai încoace, însă aceste contribuții pe care Willy Brandt le-a lansat, au fost continuate și de Walter Schell, ca ministru de externe, și de Genscher, deci au fost oameni care au participat la reașezarea situației mondiale. Situația mondială actuală, în mare, vine din acele inițiative ale multora, și americani, și sovietici de atunci, Gorbaciov mai ales, și ale altora, dar și Germania a avut o contribuție prin cei pe care i-am menționat. Deci Germania vine în această linie. Acum trebuie spus. E o lume în schimbare astăzi. O să discutăm din nou, poate. Am spus-o în 2012 deja, dar acum se confirmă mai tare teza mea de atunci. Vine o lume care se schimbă rapid. Vedem bine. Statele Unite au pus problema unei noi relații cu Europa, mai ales sub administrația Trump. Și asta e dincolo de administrația Trump. Asta este o chestiune care ține, dacă vreți, și de următorul fapt. America a cheltuit după război enorm cu democratizarea sau restabilirea democrației în diferite țări. Ea și are o îndatorare de stat foarte ridicată. America a spus categoric, a spus clar, repet încă o dată, dincolo de președintele Trump, a spus, domnilor, trebuie să vedem cine finanțează în continuare relațiile noastre. Și e clar că vine acest moment, dar eu m-aș referi aici, de data aceasta, la alt aspect. Teoria mea este, ipoteza mea, dar mai mult decât teorie chiar, din Europa se ridică două puteri la ora actuală. O mare putere, care e Germania, și se ridică puterea Poloniei. Deci ele schimbă configurația internațională și eu încutez să fac această afirmație. În anii ce vin vom vedea o anumită reașezare în relațiile internaționale și datorită acestor două. Văd că în ultima perioadă, în mai toate analizele dumneavoastră, și acum o săptămână, și acum luni bune, Polonia apare tot mai accentuat și mai accentuat. Ea apare pentru că, unu, Polonia se știe bine, are o istorie în care a pățit-o de multe ori, să formulez simplu. A plătit din greu. Ori, totuși, dincolo de diferențele, dincolo de certurile, de multe ori severe dintre intelectuali, e un patriotism. Patriotismul polonez e unul care nu te joci. Și aceasta și face că polonezii, Polonia, țara aceasta, a urcat în ultimele decenii. Încă o dată, dincolo de sciziuni, de discuții, de nemulțumiri și mai departe. E o intelectualitate de bună calitate, cu universități de bună calitate și atunci, sigur, Polonia, la ora actuală, ca să citez pe... Probabil că multă lume se uită la CNN și eu mă uit și acolo e Farid Zaharia, care face comentarii. El a lansat într-o carte foarte frumoasă, acum cred că 3-4 ani,
Secretul Americii, spunea el, sunt cele 200 de universități de vârf care sunt locomotiva, adică mereu înnoiesc. Mereu înnoiesc tehnologic, înnoiesc ca idei, înnoiesc ca viziune, ceea ce e important. Patriotismul despre care ați vorbit în legătură cu Polonia nu se regăsește, să spunem, și în România? România, am mai spus-o, nu facem, dacă vreți, putem analiza România. Părerea mea e că România, față de toate țările, are o sciziune mai mare ca oricând înăuntrul, cum să zic, elită. Eu nu folosesc cuvântul elită pentru că nu e vorba de așa. Hai să zicem elită. Elită. Vedeți, la noi sunt mulți oameni atașați țării, incontestabili și care sunt profesioniști și vor să facă, dar sunt mulți oameni care trăiesc din a vinde tot ce apucă. Așa nu va merge. Aici e diferența specifică, din păcate, a României la această oră. Să sperăm că se curmă situația. Suntem chiar spre finalul ediției de astăzi, revenind un pic la nicio politică fără istorie, semnată de cei doi, Mas și Virșing. Să recapitulăm un pic, pentru că știu, este un moment crucial, așa cum mi-ați spus și dumneavoastră, este un moment istoric foarte important. De ce? Este important, unu, pentru că prima dată o mare putere își asumă explicit răspunderea pentru declanșarea unui război și pentru declanșarea crimei fără seamăn care a fost Holocaustul. Nicio putere, cel puțin în timpul vieții noastre, nu a făcut acest fapt. În al doilea rând, nu e vorba de orice putere, este vorba de o putere care urcă, de o mare putere, asta e termenul meu la această oră. Avem supraputere, avem o mare putere, poate mai multe mari puteri, și apoi avem puteri și țări, să zicem așa, firești. Deci e clar că această declarație vine din partea unei mari puteri emergente, să zic simplu. În al treilea rând, viața internațională are nevoie de clarificări și mai ales de noiri. E clar că sunt multe clișee deja care sunt consumate și e clar că cineva trebuie să ia inițiativa. Eu salut din toată inima faptul că Germania, autoritățile, întâmplător și știu pe unii din cei care lucrează la aceste opțiuni, iau această atitudine absolut matură, responsabilă, de un profesionalism foarte ridicat. Mulțumesc pentru acest dialog, domnule profesor Andrei Marga, să ne revedem cu bine peste o săptămână și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția pe care ne-o acordați în fiecare săptămână. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!